Bună seara, stimați telespectatori! Ne aflăm ca în fiecare marți la ora 22 la emisiunea Vestea Bună, alături de un coleg care are un tricou cu Vestea Bună și care umblă prin Galați promovând această emisiune și chiar îi mulțumesc. Bună seara, Ștefan! Bună seara! Alături de noi este o doamnă și am lăsat-o în mijloc, doamna Monica Iancu, consultant în terapie pe bază medicală și îi mulțumim și dumneai pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Astăzi discutăm despre niște lucruri care sunt necesare tuturor, respectiv prevenirea și tratarea unor afecțiuni de care putem oricând suferi și de care putem oricând scăpa prin anumite terapii. Poate vă întrebați ce legătură are Ștefan Bădiță în această emisiune cu această temă. Vreau să vă spun că Ștefan Bădiță este absolvent de două facultăți, una dintre ele este kinetoterapia. Deci are legătură cu tema de astăzi. Aș vrea pentru început să o lăsăm pe doamna Monica să ne spună cu ce se ocupă terapia dumneei, fără să difuzăm firma, pentru că altfel o să trebuiască să trecem pe la contabilitate, și care sunt, în primul rând, beneficiile acestei terapii, pentru că știu că este o terapie cu lumină. Cu lumină, da. Mă bucur să fiu împreună în această seară și trebuie să ținem cont că întotdeauna ne poate trata natura. Iar tratamentul cu lumină poate fi un tratament natural, dar trebuie să avem în vedere că și apa poate interveni și modifica starea noastră de sănătate și aerul e un factor de luat în seamă. Iar când vorbim despre a ne trata de anumite probleme de sănătate, este bine să mergem spre lucrurile cât mai naturale. Și încă din antichitate, strămoșii noștri se tratau cu ajutorul luminii. În al doilea război mondial s-au vindecat rănile soldaților cu ajutorul luminii. Astăzi, datorită mediului înconjurător, lumina nu ne mai este atât de prietenoasă și avem nevoie de aparate care să filtreze lumina. Știm cu toții că nu trebuie să facem plajă la orele amiezii. Radiațiile ultraviolete sunt foarte nocive pentru piele și apar diverse probleme de sănătate și expunerea fără protecție, dacă până în urmă cu 50 de ani sau 100 de ani nu reprezenta o problemă majoră, astăzi cu toții am auzit probleme grave, precum cancerul de piele. Aș vrea acum să îl întrebăm pe Ștefan Bădiță, fiind absolvent de kinetoterapie, ce părere are despre terapia cu lumină și despre cromoterapie, pentru că noi discutasem puțin înainte de această cromoterapie care este practicată din antichitate, să zic așa. Da, părerile sunt împărțite. Cromoterapia, când mi s-a prezentat și nouă la facultate aparatul, tot din această firmă au venit și ne-au prezentat aparatul, am fost întrebați, ați făcut vreodată cromoterapie? Și am spus da. Și întreabă cum cu aparatul, zic nu. Bunica, străbunica, dacă erai de ochiat sau dacă erai răcit sau ceva, nu mai țin minte pentru ceva, spunea așa. Îmbibă o cârpă roșie în țuică sau alt fel de lucruri de genul ăsta, pune ceva roșu și se plece de ochiul. Cum erau superstițiile din trecut, de la țară, și uneori avea efect. Și eu cred deci, că tu practic, faci cromoterapie aproape zilnic pentru că porți ochelari. Da. Și cred că este o formă de cromoterapie. Aici protejez ochii. Veni da. Și eu cu un exemplu. De exemplu, la cor sau la pojar, atunci când ies bubițele, îmbrăcând copilul cu tricouri sau îmbrăcăminte de culoare roșie, asta bineînțeles din străbuni s-a preluat, bubițele ies mult mai repede în evidență. Dar haideți să ne gândim despre colorterapie la gât, cu ce ne dădeau bunicii în gât. Cu albastru, albastru de metil. Da. Da, albastru, culoarea albastru este o culoare antiinflamatorie, da? Tot cu albastru zugrăvim și camerele băieților.
Nu știu, eu am avut roșu și glumeau ai mei că ți-e să fac verde, că ești prea nebun. Ai prea energiza. Multă energie. Deci da. Roșu vă energiza. E, aici, cromoterapia trebuie să abordăm, sigur, este bazată și pe anumite studii și pe anumite religii, pentru că se bazează pe chakre. Am mai discutat cu cineva din firmă de la dumneavoastră, practic corpul uman nu are doar 7 chakre, are 365 de chakre, da. Dar 7 sunt principale și ele sunt din baza sacrală până la nivelul creștetului capului, unde pornește în culoarea rog-vaiv de la roșu până la violet, da? Și este roșu în baza sacrală. În apropierea buricului este portocaliu. Da. Apoi urmează imediat galbenul, care este în zona de echilibru a corpului. Urcând în zona verde, este în apropierea inimii și este zona și terapia cu verde, care înseamnă sănătate, urcând sus în baza gâtului, care este albastru, apoi în zona celui de-al treilea ochi, fiind indigo, și violet în creștetul capului, unde se presupune că este ultimul punct care se închide. De fapt, știți foarte bine, la copii ultimul punct care se întărește este creștetul capului și s-ar părea că în momentul în care capul devine rigid în punctul respectiv, pierdem cu adevărat conexiunea cu lumea de dincolo, din care venim, și bunul Dumnezeu ne dă sufletul. Și ne tot străduim. Și ne tot străduim, dar putem să o facem prin rugăciune și prin alte metode. Deci, bazată pe această zonă, vreau să spun că, de fapt, corpul are 365 de chakre și, în același timp, meridianele, fiecare organ are o anumită zonă de meridian și, în același timp, anumite elemente de legătură, atât în talpa piciorului, la nivelul mâinii, cât și la nivelul urechilor. Pentru că terapia cu lumină se bazează foarte mult pe aceste lucruri. Haideți să discutăm despre niște cazuri reale pe care dumneavoastră le-ați tratat prin terapia cu lumină sau cromoterapia și în cât timp s-a rezolvat acest lucru. În general, programele cu aparatul nostru sunt programe scurte cu coloterapie, 3 săptămâni de zile, 5 zile pe săptămână. Sunt programe standard, unde combinăm un set de culori și vom folosi acel program împreună cu catalogul. Nu vom învăța combinația 4 culori deodată sau 5 culori deodată. Pot menționa rezultate foarte bune pe ridicarea imunității. Program pentru sistem imunitar. Pot să dau primul exemplu al copiilor mei, cărora le fac în general la sfârșitul sezonului cald, undeva în toamnă când intră la școală. Le fac timp de 3 săptămâni de zile, 5 zile pe săptămână, cam 12 minute pe zi, program de sistem imunitar, și aș putea spune că la grădiniță, atunci când răcesc foarte mult copiii, sunt în pragul de formare a imunității. Eu personal nu am avut probleme cu acest lucru. Nu administrez medicamente copiilor mei, din acest motiv mă aflu în această firmă, pentru că am avut rezultate extraordinare. Am mai avut rezultate cu acest program pentru persoane care aveau probleme cu ficatul. Ce legătură are imunitatea cu ficatul? Chiar imunitatea are legătură cu orice problemă din organism, pentru că dacă am imunitatea ridicată, atunci propriul potențial de vindecare al organismului este fortificat și
beneficiul medicamentelor, dacă le administrez, este mult mai rapid. Stare psihică, un alt program pe care îl putem folosi cu rezultate foarte bune pentru persoanele care au psoriazis. Da, știu, am studiat această problemă de sănătate. De multe ori ni se spune că este o problemă de sănătate care nu se trece, nu se vindecă. Este foarte important să nu mai avem efectul. Acele scoame pe mâini de multe ori apar pe față sau în zone foarte vizibile și foarte deranjante. Se aplică programul de ridicare a imunității, dar și program de stare psihică și cu rezultate foarte bune. Program de anxietate, am avut rezultate foarte bune și aș menționa un exemplu, un copil bolnav de autism. Mulți spun, domnule, dar poate fi autosugestie tratamentul cu bioptron și colorterapie, dar reacționează foarte bine în cazul tuturor. Un copil de 4-5 ani, bolnav de autism, trăia în lumea lui, nu avea niciun fel de legătură cu părinții. După 2 săptămâni de aplicare a programului, a început să stea cu mințel la televizor, să se privească în oglindă, să îl intereseze cu ce era îmbrăcat și pur și simplu comportamentul s-a modificat și părinții au fost foarte mulțumiți. Energie vitală. Avem fiecare dintre noi perioade în care ne odihnim, dar totuși în cursul zilei pierdem acea energie și ne simțim foarte obosiți. De multe ori apelăm la cafea, dar știm că nu este recomandat mai mult de o cafea pe zi. Și atunci e recomandat un program de energie vitală din cercetările pe care eu personal le-am făcut. Pierdem energia pentru că în interiorul organismului nostru se creează anumite schimbări sau activitatea pe care o avem este una prea solicitantă în comparație cu obișnuința organismului nostru. Și atunci e recomandat un astfel de program pentru că efectiv echilibrul din interior se pune în parametrii normali. Un alt program, echilibru intern. Sunt persoane care suferă de diabet. Pancreasul nu mai funcționează normal. Se administrează medicamente, dar organismul reacționează. Celelalte organe interne preiau funcția pancreasului. Și atunci se creează dezechilibre. Prin programul de echilibru intern energizăm celelalte organe pentru a putea face față bolii. Detoxifierea. La mare căutare undeva primăvara, dar foarte mulți oameni am constatat că merg la plafar. Să ne detoxifiem, să luăm ceaiuri, să luăm picături și toate celelalte. Dacă luăm ceaiul cules de pe marginea șanțului unde au mers mașinile și planta a fost poluată, nu am făcut nimic. Voi face ceaiul cu apă de la robinet sau apă plată, apă cu impurități. Nu-l voi procesa în mod corespunzător, în loc să elimin toxinele, voi introduce din nou în organism alte toxine. La programul de secreții și excreții, chiar majoritatea oamenilor care au făcut acest program au spus că undeva a treia, a patra zi deja au simțit eliminarea toxinelor, transpirația un pic mai urât, mirositoare, la fel și urina. Lucrul acesta este deosebit de important pentru că în urma unui tratament medicamentos sau natural de la plafar, lucrurile nu evoluează atât de repede și atât de bine. Un alt program este digestia. Sunt persoane care au probleme cu digestia, fie că e constipație, fie un tranzit foarte rapid și atunci consumă alimente, dar nu reușesc să obțină aportul de vitamine, minerale și săruri din alimente. Un astfel de program mă ajută să pot să caut și să organismul să-și găsească echilibru intern ca lucrurile să funcționeze pe tot tractul digestiv în mod corespunzător. Un alt program pe care l-am experimentat chiar și eu, senzația de greutate în membrele inferioare. Ne plângem că ne dor picioarele, pe foarte mulți dintre noi, dar
mă întâlnesc destul de des cu oameni și stau de vorbă, nu fac mare lucru sau nu dau atenție aceste probleme de sănătate decât atunci când rămân pur și simplu imobilizați. Eu după a doua naștere am avut o astfel de problemă, coloana mea vertebrală nu s-a mai așezat la locul ei și mă dureau îngrozitor picioarele. Am mers la medic și mi-a recomandat un medicament. Da? Un medicament despre care știam că este foarte puternic și chiar cine lua spunea, ai grijă că te va durea stomacul. Când m-am întors, m-am gândit, zic, Bioptronul are și program de senzație de greutate în membrele inferioare. Credeți-mă, m-am apucat de la o lună de tratament. Undeva sâmbătă mă gândeam, m-au mai durut, nu m-au mai durut picioarele, nu mai aveam senzația aceea de greutate, de durere, de necesitatea de a veni de la serviciu a sta cu picioarele întinse. Vă dați seama, aveam copil de câteva luni. Luni m-am dus la serviciu din nou, cu tocuri înalte și n-am mai simțit durerea, dar am mers în continuare cu tratamentul timp de 3 săptămâni de zile. Bineînțeles, microcirculația la nivelul inferior este foarte importantă. Și tratamentul l-ați făcut la coloană, da? Nu, nu. Se aplică portocaliu pe buric, roșu pe stinghia piciorului, galben plimbat de sus până jos, asupra piciorului și mai sunt 3 puncte în fața gleznei, în talpă și în lateral. Tratamentul este undeva 12 minute maxim. Sunt și 3 pe zi. Pe zi. 5 zile, 3 săptămâni de zile și cu rezultate imediat. Avem nevoie fiecare dintre noi de frumusețe sau ne place să ne îngrijim, dar este important cum ne îngrijim și cu ce ne îngrijim. Avem program de frumusețe, în loc să merg la o cosmetică și să mi se folosească substanțe nocive, da, că nu toate cabinetele cosmetice pun pe primul plan calitatea cosmeticelor, am un astfel de program. Dar acest program sau program de piele și țesuturi, atunci când am probleme dermatologice, da? Pot să-l aplic și în cazul psoriazisului, aminteam un pic mai devreme. Rezultate foarte bune pentru cei care au acnee, acnee juvenilă, herpes simplex, zona zoster. Sunt cele 14 programe de autotratament, programe mari, programe ale sistemelor, dar pot să fac tratament și personalizat pentru fiecare organ în parte. De exemplu, 5 minute roșu, 1 minut albastru, timp de o săptămână, energizează ficatul. Da. Ficatul îl simți, e rău că nu te doare, dar el obosește și simți o oboseală. Da. Și cercetările, studiile au arătat că după o săptămână ficatul este energizat. Și recomand tratamentul acesta celor care își administrează medicamente. Da, este fără doar și poate toate tratamentele alternative nu elimină sau nu indică să se renunțe la medicamente. Este bine să ascultăm sfatul medicului și în paralel să mergem și cu alte tratamente naturiste, cu lumină, cu cromoterapie și așa mai departe. Hai să vedem ce se învață în școală cu privire. Hai să discutăm, de exemplu, de coloana vertebrală care are foarte multe probleme și cam 80-90% din persoanele din lume, mai mult sau mai puțin, au probleme cu coloana. Ce ne învață un kinetoterapeut cu privire la modul în care trebuie să avem grijă despre sănătatea noastră și în special la coloană? În primul rând, un kinetoterapeut ne învață să avem grijă de noi. Când ajungem în cabinetul kinetoterapeutului, se presupune că avem o afecțiune. De la afecțiuni minore, cifoză, scolioză, depinde de gradul de curbare a coloanei, până la accidente grave, paralizii sau alte întâmplări. Kinetoterapie, chiar numele simbolizează, semnifică terapia prin mișcare. Scopul kinetoterapeutului fiind aducerea pacientului la starea de dinainte accidentului,
De asta și eu când am dat la administrație publică m-au întrebat, dar ce legătură? Și am spus simplu, pacientul fiind Galațiu, accidentul fiind vânzarea tuturor lucrurilor din Galațiu, infrastructurii și așa mai departe. Și am zis, vreau să aduc Galațiu la starea dinaintea accidentului. Așa putem, așa l-am transpus în acele momente. Și simplu, la școală, cel puțin când am terminat eu kineto, educație fizică, în cadrul Facultății de Educație Fizică am făcut această specializare. Nu s-a pus prea mult accent pe cromoterapie sau pe toate afecțiunile în parte, deoarece într-un an jumătate, nu este suficient să înveți toate aceste probleme, aceste remedii alternative și așa mai departe. Dar esențialul a fost spus, cromoterapia, din păcate, doar un singur modul de 2 ore. Totuși, cum a spus și noastră, 80-90% din populația lumii suferă de afecțiuni ale coloanei. Nu se face educație fizică destulă în școală. Mișcare, în special. Mișcare, în general, da. Noi, eu cel puțin, la grădinița făceam 10 minute, un sfert de oră înainte de de începerea cursurilor. Toate grupele făceau educație fizică, depinde, în grădiniță sau afară, chiar și în clasă câteva minute de mișcare. Minutul de educație fizică se recomandă când ai ceva, când ai o sarcină solicitantă, chiar și în orice tip de curs, biologie, fizică, chimie, poți deschide 5 minute, când îți vezi elevii că nu mai dau randament, poți deschide 5 minute fereastra și îi pui să facă altceva, un efort, puțină mișcare. Mișcare, acel efort să descongestioneze efortul creierului. Sigur. Nu sunt învățați copiii să stea drepți, chiar și eu mai am aceste probleme, venim cu ghiozdanele pline la școală. Țin minte pe al meu, cel puțin, că stăteam așa, în 1-4, un ghiozdan mai mare decât copilul. Se încurajează chiulul de la educație fizică. Prin scutiri? Da. Scutirile, da. În clasa 8-a se face doar o oră de educație fizică, spunând că, domnule, trebuie să pregătesc copilul pentru examenul de capacitate sau teste naționale, cum se numesc acum. La fel și în clasa 12-a, domnule, are bacalaureatul. Eu aș face în așa fel încât în 1-4, 3 ore pe săptămână, în 5-8, tot 3 ore pe săptămână de educație fizică, 9-12, 2 ore, de exemplu, până și la facultate. Chiar se face educație fizică, dar părerea mea ar fi că trebuie făcută în toți cei 3 ani. Oricum, se dă 10, nu este un profesor de educație fizică dacă tu ești la o facultate de chimie alimentară, nu se pune cu tine să-ți dea 2 sau 3 sau 5 sau 7. Dar important este să faci mișcare. În ziua de astăzi, internetul și tehnologia și tot stresul, lucru, faptul că îți cauți și nu găsești, asta te face să uiți de o relaxare, de a practica un sport. Nu mai vorbim de sport de performanță, din ce în ce mai mult nivelul sportului în țara asta scade. La fel și cabinetele de kinetoterapie abia acum răsar. Oamenii încă nu au descoperit așa la adevărata lor valoare aceste cabinete. Nici ele nu sunt prea multe, încă se caută în afară. În România nu sunt atât de bine răsplătiți. Am un fost coleg, a plecat în America. De exemplu, fostul kinetoterapeut al lotului de haltere al României. Da. Tot așa lucra cu cromoterapie, bioenergie și așa mai departe. Cam astea ar fi problemele în mare a faptului că noi nu facem educație fizică și ne dăm fuguța la spital pentru a ne trata. Dacă s-ar face toate aceste lucruri, cred că am preveni, ne-am crește gradul de imunitate. N-am mai obosit atât de repede dacă mai mâncăm și natural, dar acum depinde ce înseamnă natural, că s-a ajuns până și leguma de la bunica, dacă o stropește din avion. Bine, sunt anumite teorii de-astea ale conspirației, nu intrăm prea mult în detaliu, unii spun că acele dâre de
reacție din spatele avioanelor, aruncă tot felul de pesticide sau de prafuri care te fac mai obosit. Alții spun că sunt anumite semnale sonore pe care te țin să nu ieși la revoluții împotriva guvernanților. Bine, tot felul de lucruri pe care dacă le citești sau asta, ajungi până la urmă să le crezi chiar sau cine știe să aibă un sâmbure de adevăr. Dar de asta am zis să nu mergem chiar atât de departe. Un stil de viață sănătos ne face să... Așa este. Să ne gândim la... Vis-a-vis de ce spunea doamna Monica, două terapii și în același timp folosirea unei ape de calitate. Și aș face o paralelă între ceea ce a făcut Dumnezeu, scrie la Sfânta Scriptură, primul lucru care l-a făcut, a făcut lumină. Da? Și aș face o paralelă între corpul uman, care are în jur de 75% apă, și globul terestru, care are în jur de 75% apă, s-ar părea că sunt două entități vii care funcționează într-un anumit echilibru și acest echilibru trebuie să-l menținem la cele mai înalte cote. Sigur că ați dat o serie de exemple de persoane și de afecțiuni care pot fi tratate prin terapia cu lumină și aș vrea să mergem acum la apa pe care o consumăm și fără să mai dați că ați dat de două ori numele aparatului, fără să dați numele aparatului, vă rog să spuneți, vă rog, cum se poate trata această apă, cum poate fi rezolvată problema apei, pentru că eu aș da exemplu apei care se găsește în supermarket. Nu toată apa din supermarket este controlată. Avem multe firme de apă minerală foarte bine clasate și cu apă foarte bună, care trece printr-un anumit laborator și are anumite calități, dar există și celebra apă de masă, care este apa de fântână luată nu știu de unde, care are anumite calități, dar care nu trece prin niciun laborator. Vă vorbește un om care îmi place să spun că am vândut așa oceane de apă și am vândut la un preț bun gălățenilor, pentru că la momentul în care eram director general la apă, canal, prețul era foarte mic la apă, unul din cele mai mici din țară, și acum suntem pe un loc fruntaș, probabil pe primul loc în țară la această apă care este foarte, foarte scumpă. Fiind înconjurați de Dunăre, de Siret și de Prut, noi avem cea mai scumpă apă din România și nu cred că este normal. Iar eu am venit împreună cu Bădiță și am lansat un proiect care vizează, printre altele, și construirea unei stații noi de a prelua apa din Dunăre, pentru că noi cumpărăm de la o societate comercială apa de Dunăre și de la Apele Române apa de Vrancea. Și cred că nu este normal, poate nu se știe, dar Galațiu a fost primul oraș din România care a avut sursă de apă proprie, prin uzina de apă numărul 1 de la Galați, care la acest moment este închisă. Din anumite motive care nu este bine să le amintim acum, dar pe viitor cred că ar trebui să ne concentrăm foarte serios, să avem ca și strategie la nivelul Galațiului o stație de pompare proprie, să nu mai fim obligați să cumpărăm apa de la societăți comerciale care pot să ne impună absolut orice fel de preț. Și eu cred că consumatorul, cel care ne plătește facturile lună de lună, ar trebui să aibă apă de calitate la un preț cât se poate de mic. Și ăsta este conceptul pentru care venim. Haideți să vedem ce părere aveți dumneavoastră de apa de la Galați, făcând așa un periplu prin ceea ce v-am spus eu, ce se găsește în supermarket și ce puteți să oferiți dumneavoastră ca și consultanță gălățenilor. Vă felicit pentru proiect.
E într-adevăr o realizare importantă pentru sănătatea galațiului. Louis Pasteur spunea că 90% din bolile pe care le avem sunt datorate apei pe care o consumăm. Și iată, constatăm cu toții că devenim din ce în ce mai bolnavi, doar dacă ne-am uitat după farmacii. Dar nu aceasta este dorința fiecărei familii. Bineînțeles, ca mamă, cu ceva timp în urmă, văzând o electroliză, probabil ați văzut, dacă nu suntem dispuși să facem o electroliză, văzând o electroliză, efectiv, eu personal noaptea nu am mai dormit, cu gândul la ce fel de apă consumăm. În acel moment eram consumatoare de apă la bidon. A făcut o electroliză și pe apa la bidon și a ieșit la fel ca apa de la rețea. Am avut o comparație, într-adevăr, și în momentul acesta consider că este o soluție pentru fiecare familie. Ar fi ideal, așa cum este la Viena. Aș vrea să fac aici o scurtă intervenție, îmi cer scuze. Apa pe care noi o consumăm de la canal este o apă care pleacă din uzină foarte bună, la niște analize foarte, foarte drastice. Și Societatea Apă Canal este monitorizată în permanență de Direcția de Sănătate Publică. Ceea ce se întâmplă prin țevi, pe Conducte. conducte, este cu totul și cu totul altceva. Deci ea pleacă la Sunt de acord standarde cu corecte din dumneavoastră. uzină, dar datorită conductelor, și aș da exemplu Olandei, unde toate conductele sunt din inox și pierderile sunt aproape zero. Cred că la acest nivel ar trebui să ajungem ușor, ușor, dacă vrem să consumăm o apă de calitate. Îmi cer scuze încă o dată, Niciun poftiți fel de și... problemă. Făcând analize cam de 7 ani de zile, am constatat într-adevăr că undeva zona liceului sportiv, în apropierea stației de filtrare, apa este foarte bună. Pe Are măsură traseu foarte se, scurt. are traseu foarte scurt. E ok, e Da. ok. Cu cât mă îndepărtez, eu, de exemplu, stau în barieră și mi groază. Mi groază când pun tedesmetru și văd ce intrare am la apă. Soluția de a cumpăra apă plată este o soluție, după părerea mea, nu scumpă, extrem de scumpă. Din punct de Putem să vedere. facem o paralelă și puteți să spuneți cam cât Păi, costă în 1000 de legătură. litri de apă de la rețea costă undeva, după informația mea, 6,50 lei, hai să spun 7. Da? Cam 7, Cam cu tot 7. cu serviciile de canalizare. Cu tot cu serviciile de canalizare, da? Un litru de apă plată, cel puțin 1,50 lei. Da. Cel puțin Da. 1,50 lei. Bineînțeles, apa e de dorit să treacă printr-o stație de purificare. Dar ce facem cu PET-ul? Ce facem cu acel bidon din plastic care degajă în E foarte interior simplu, la substanțe galație îl chimice? aruncăm oriunde. Îl aruncăm, dar apa pe care Deci o nu este consumăm niciun este fel de problemă. contaminată. Apa este contaminată. A Da. fost vară, toată vara, dacă ne uităm în spatele hipermarketurilor, stă în razele soarelui, la iarnă tot acolo găsim la minus cât va da Dumnezeu. Și atunci, din bugetul familiei, pleacă un venit destul de important pentru apă. Cu cei cu care mă întâlnesc, într-o proporție, vă spun undeva de 80%, consumă apă plată. Da. Cei 20% spun, dacă n-au murit părinții mei de apa de la canal, nu voi muri nici eu. Nu mori de apa de la canal sau de o apă infestată. Dacă apa este foarte infestată, cum a fost cazul de la vânători, asupra unui copil mic, o greutate foarte mică, pot apărea grave probleme de sănătate. Dar este important că la nivelul organismului apar modificări și organismul are de suferit. Cu ajutorul tehnologiilor de ultimă generație, a filtrelor, a purificatoarelor, sunt filtre, pot să montez un filtru. Avem fiecare dintre noi la canal pipa, da? Și dacă am desface măcar o dată pe lună sita respectivă și să o curățăm, este bine. Dar nu știu câți dintre noi fac lucrul ăsta.
sau la nivel de bloc, dacă s-ar monta un filtru grosier la intrarea în scara blocului. Iarăși ar fi un lucru important, dar de multe ori stăm cu mâinile în sân și așteptăm, nu știu, de la Dumnezeu, dar nu dă nimic niciodată de sus, doar ne arată calea a ceea ce să facem. Îmi aduc aminte întotdeauna când bunica mea gătea, bunicul aducea o găleată de apă proaspătă de la canal, de la fântână. Da? Și acea apă era folosită la gătit. Se știe că în apă se dezvoltă cel mai rapid microorganismele, bacteriile, virusurile, mucegaiurile. Nu ne-am gândit niciodată la problemele de sănătate cât sunt datorate apei. Ba o greață, ba o dizenterie, da, hepatita, holera, au fost probleme care sunt datorită apei pe care o consumăm. Consumăm fără să vrem, cu ajutorul alimentelor, foarte multe antibiotice și automat organismul nostru se fortifică, dar trebuie să-l ajutăm. Din punctul meu de vedere, singura măsură totală pe care o putem lua asupra interiorului organismului nostru este apa pe care o consumăm. Dacă îi dau o apă de calitate, apa este hidrogen, doi oxigen, fără nitriți, fără nitrați, fără cloruri, fără sulfați, fără metale grele, metale grele care rămân în interiorul organismului și adunăm, eu știu până la ce vârstă trăim fiecare dintre noi. Dacă vom consuma o apă de calitate, automat vom elimina cele 80% din problemele de sănătate despre care lui Pasteur spunea. Și iată că ne întoarcem trăind sănătos, consumând alimente sănătoase, o apă de calitate, gătind sănătos, atunci vom reuși să avem o speranță de viață mai mare, făcând mișcare și, într-adevăr, eu am, fetița mare are 10 ani, cea mică are 7 ani, în loc să stea cu o tabletă, cu un telefon, cu un televizor, am preferat să facă un sport. Se dezvoltă foarte frumos, au mintea foarte limpede, foarte curată și am fost pusă de multe ori în situația de a face comparație între ele și ceilalți copii. Ceilalți copii vorbesc doar despre jocuri la calculator. Tot felul, nu mi-amintesc acum, Spider... Da, de jucat mă joc și eu, chiar dacă am 25 de ani. Uneori stau nopțile între și mă joc pe televizor, pe calculator. Dar și jocurile din ziua de astăzi sunt nocive. Nici nu putem să... Oricât de performant ar fi televizorul, acum sunt de-astea subțiri cât degetul, cu LED-uri organice sau ultra, definiție ultra-înaltă, în viitor vor fi pur și simplu niște holograme, totuși nu putem să ne petrecem, oricât de bine ne dezvoltă reflexele, jocurile, video, nu putem petrece toată viața în fața calculatorului. Trebuie să ieșim, să ne aerisim. Un copil care este ușor influențabil, dacă joacă ceva mai violent, dacă acel copil nu este făcut să înțeleagă, domnule, e doar un joc. Au fost cazuri în afară, în America. Nu știu în Europa cât de multe, în România n-am auzit vreodată să ia un copil cuțitul și să omoare pe cineva, crezând că acel cineva va învia ca în jocul video. În schimb, asta face jocul video în general, oprește copilul din a mai practica sport. Când s-a ridicat problema, producătorii de console au venit cu soluția kinetului. Te joci făcând mișcare. Ai o telecomandă în mână, dansezi sau sari, sari și personajul din joc. Asta e un lucru bun. Dar totuși nu e suficient. Din păcate. Pentru că atât ne permite momentan tehnologia. În viitor, să sperăm că va evolua și chiar te vei juca chiar într-o realitate de asta virtuală. Și în momentul ăla, da, poți să spui, domnule, las copilul să-mi alerge 20 de kilometri. Alerge de la Galați la Brăila, dar de fapt el alergă în casă. Și ar fi o simulare. Mai deschizi un geam și totuși îi simulezi acest lucru. Așa ar fi aproape de ideal. Dar idealul absolut întotdeauna e afară. Da, da, da. Și plus discuțiile dintre ei întotdeauna sunt pe baza acelui joc și statice, în comparație cu ceea ce jucam noi.
o ascunse, un castel, un... Așa este și aș merge acum, pentru că lipsa de mișcare duce la obezitate, duce la anumite probleme de sănătate. Noi, în momentul în care nu facem mișcare și sângele are anumite probleme, sistemul limfatic nu mai reușește să transporte rezidurile din corp și mai există și alte posibilități. Știu că mai aveți mai multe aparate, electroacupunctor, aparate de masaj, aparate care încet, încet pun în mișcare anumite organe care sunt afectate. Și cred că modul în care această firmă tratează în general persoana umană, sigur că produsele dumneavoastră nu sunt foarte ieftine, trebuie să recunosc, și cred că nu se adresează neapărat consumului larg, dar persoanele care vor să investească în calitate, vor să investească în viață, vor să investească în binele propriu, pentru că neavând sănătate aproape nu mai e nimic, vor face aceste investiții. Eu merg și pentru fapt, și pe faptul că trebuie să facem mișcare, trebuie să îndemnăm tinerii să facă mișcare, trebuie să învățăm cum să o facă, pentru că asta este marea problemă. Profesorul de sport te învață și cum să faci o genoflexiune, te învață și cum să faci o flotare, te învață și cum să alergi în așa fel încât să nu ai accidente. Și noi trebuie să mergem pe toate aceste paliere. În același timp, dumneavoastră ați abordat o problemă care a fost un picuț răutăcioasă și aș vrea să revenim. Pentru că discutăm de zona plafar, unde avem anumite tratamente naturiste cu plante naturiste, cu firme consacrate care aduc sănătate fără medicamente, prin comprimate, prin ceaiuri și așa mai departe. Eu cred că firmele consacrate au și culturi proprii în anumite zone absolut fără poluare și știu, pentru că am și studiat acest fenomen. Eu nu vorbesc de firmele mici sau firmele care au fost date pe la televiziune, care aduc mari prejudicii acestui sistem de sănătate. Eu am încredere în zona de plafar, în zona naturistă, pentru că, din punctul meu de vedere, avem tot ce ne trebuie și Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie în natură pentru a ne vindeca. Dumneavoastră veniți cu foarte multe tratamente pe prevenție, pentru că noi nu trebuie neapărat să ne îmbolnăvim efectiv ca să putem să tratăm, să avem ce trata, ci efectiv trebuie să prevenim această boală, pentru că din studiile care sunt la nivel mondial și din cele mai vechi timpuri se știe foarte clar că întâi boala apare în psihic, în suflet, să zicem așa, și apoi se duce evitând accidentele, știu eu. Când este un accident, hazardul, este o traumă foarte clară, atunci sigur că nu se poate vedea acest lucru. Dar poate și echilibru care trebuie să-l ai să nu cazi este tot în parte psihică. Atunci eu apreciez modul în care firma dumneavoastră încearcă să trateze persoana umană, pornind de la apă, pornind de la modul de a găti și în special această terapie cu lumină. Și acești oameni care se ocupă cu bioenergie, cu alte tratamente, tot pe acest lucru se bazează. Adică atragerea în palmele proprii, pentru că noi primim lumină în permanență, iar aceste chakre sunt niște pâlnii de o parte și de alta a organelor sau cele importante, niște pâlnii care au o anumită zonă de a se învârti cu o anumită frecvență și acestea
cauzează boli atunci când sunt blocate și ferească Dumnezeu, pentru că am întâlnit destule cazuri, se învârt în sens invers. Deci au un anumit sistem de rotire, rotirea este spre dreapta, și am întâlnit oameni care în anumite zone se învârteau în sens invers. Deci vă închipuiți ce energii intrau pe acolo în acel moment. Deci trebuie să trăim în echilibru și eu sunt conștient că prin lumină, pentru că prin lumină se merge la nivel celular. Deci se merge la nivel de celulă și dacă celula e sănătoasă, de la nivel de celulă încet încet se vindecă organismul. Eu sunt conștient că întărind sistemul imunitar tot corpul o duce mai bine, dar sunt convins că în același timp trebuie să fim foarte, foarte echilibrați în tot ceea ce consumăm, în tot ceea ce facem în viața noastră de zi cu zi. Mai avem 2 minute până la terminarea emisiunii. Mesajul de final. Și puteți chiar să dați numărul dumneavoastră de telefon, dacă este cazul să puteți fi contactată de către potențiali doritori și să le puteți da consultații oricând. Vreau să vă spun că consultațiile sunt gratuit, nu costă nimic. Da, da. M-a bucurat foarte mult invitația, chiar a trecut timpul foarte repede. Într-adevăr, e important să ne tratăm sănătos, îmi pare rău, nu știu, contextul în care l-am zis cu plafarul, nu ăsta a fost mesajul meu. Natura ne ajută, dar este foarte important cum combinăm și cum facem ca totul să fie corect. Am vrut să exprim faptul că împreună cu aparatul nostru rezultatele sunt rapide, mult mai rapide decât administrarea ceaiurilor, atâta da. Tot. Am subliniat aici calitatea apei, care are un da. Impact negativ. Să ne tratăm sănătos atunci când dorim să fim sănătos, să ne tratăm, să ne hrănim sănătos și să gătim sănătos fără prăjeli, să gătim în casă și să nu alergăm la market după produse procesate sau pizza, snacks-uri și toate celelalte, pentru că, într-adevăr, ceea ce oferim copiilor noștri va fi viitorul. Și cu cât conștientizăm că suntem persoane vii și trebuie să ne hrănim natural și viu cu vitamine, minerale și săruri, atunci cu siguranță vom avea mult mai puțină nevoie de medicamente și cred că ne dorim, fiecare familie își dorește să fie sănătoasă. Într-adevăr, în cadrul companiei noastre avem posibilitatea să oferim informații suplimentare, chiar și consilieri pe diferite probleme de sănătate, posibilitatea de a testa calitatea apei gratuit și aici oamenii mă pot contacta la numărul de telefon 0749 089 722. În funcție de solicitările dumnealor, bineînțeles, vom stabili o întâlnire. Mulțumesc mult! Ștefan? Spuneați mai devreme de educația fizică, s-a ajuns la un paroxism făcut de părinți, nu las copilul afară că mi-l răpește, mi-l violează, se zdrelește în genunchi, cade, se lovește, îl duc la spital. Nu! Dragi părinți, lăsați-i să facă sport, lăsați-i, vorba aia ca în reclamă, lăsați-i să bată mingea, înscrieți-i într-o echipă din orice sport adecvat firii lui, chiar și șahul, da. Sportul minții, dezvoltă autodisciplina, spirit de echipă, socializează, iar este un lucru foarte important și în niciun caz copiii sportivi nu vor fi analfabeți, cum se mai aude așa pe aici pe acolo, domnule, nu-l dau la sport că ajunge un analfabet. Nu, în niciun caz n-ajunge un analfabet. Cam asta a fost mesajul meu de încheiere. Mulțumim invitațiilor, doamnei Monica Iancu și lui Ștefan Bădiță, prietenul emisiunii noastre. Vă mulțumesc și eu pentru atenție. V-am dat vești bune în această seară despre terapia cu lumină și despre cromoterapia, despre apă,
v-am dat vești despre mișcare și sperăm să ne urmăriți și săptămâna viitoare. Vă mulțumesc mult pentru atenție și o seară bună vă dorim în continuare!